Bună seara! Bună seara! Ne bucurăm foarte mult și mă bucur foarte mult să fiu împreună cu familia Catrinei, misionarii în Peru, într-o discuție live. E pentru prima oară, e în premieră, aș putea să spun, o astfel de discuție cu misionarii ai agenției Kairos, da, trimiși de bisericile din România, bisericile locale din România. Mă bucur, Liviu și Amalia, că ați acceptat această invitație și vă spun un bun venit la această discuție. Mulțumim. Și mulțumim de inițiativă și de invitație. Mulțumim. Ne rugăm ca discuția asta să fie o discuție care să încurajeze pe frații noștri din adunările care vă cunosc și în același timp să îi motiveze la a-L sluji pe Domnul în latura asta a misiunii. Pentru început, aș vrea să vă propun câteva lucruri, dar înainte de aceasta aș vrea să încurajez pe toți cei care ne urmăresc live pe diferite canale. Aș vrea să încurajez, dragilor, dacă îi cunoașteți pe Liviu și pe Amalia, cunoașteți această familie, vă încurajăm foarte mult să lăsați în comentarii, da, în comentariile, mai ales pe pagina agenției Kairos, da, cuvinte de încurajare, cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu pentru ceea ce Dumnezeu a făcut în viața familiei Catrinei, dar și prin ei în lucrarea din Peru. Da, ei sunt misionari în Peru și vreau să spun că sunt primii misionari sau prima familie de misionari care a fost, da, trimisă sau care a plecat cu prin agenția Kairos și ei sunt misionari sau fac o misiune de pionierat, da, sau o misiune de frontieră. Pentru început aș vrea să-i cunoaștem, da, pentru cei care dintre dumneavoastră care nu-i cunoașteți încă, da, aș vrea să avem câteva lucruri, să spunem câteva lucruri, ei să spună câteva lucruri despre ei și apoi să intrăm în alte, eu știu, subiecte sau detalii. Da? Pentru început, o întrebare foarte, eu știu, așa, poate directă și personală. Liviu, dragă Liviu și Amalia, ce vă definește pe voi ca persoane? În primul rând, ce vă definește pe voi ca și persoane? Nu știu acum, pentru că suntem într-un context de misiune, eu cred că asta aș putea să spun, asta e ceea ce ne pasionează, ceea ce ne încălzește inima, închidem ochii, unde am merge, cu cine am vorbi, practic, cum spunea cineva, trăim și respirăm misiunea, asta e ceea ce Dumnezeu a pus pe inima noastră, e chemarea Lui pe care o iubim cu tot ce suntem și cred că asta aș putea spune că ne definește împreună. A fost pentru noi interesant că Dumnezeu ne-a dat chemarea pe că nu eram căsătoriți, eram aparte, deci și chemarea specifică pentru Peru la amândoi. Practic asta e o confirmare a lui Dumnezeu pentru noi și cred că asta e ceea ce ne definește cel mai bine. Ce frumos! Amalia a pus să confirmi lucrul ăsta? Da. Da, pot să spun că e așa. Iar de curând citeam împreună cu Liviu o biografie misionară și acolo spunea un misionar, după ce soția lui a murit, după ce copiii au murit, el s-a ridicat deasupra circumstanțelor și a zis, iubesc voia lui Dumnezeu. Lucrul acesta aș vrea să rămână în urma noastră, indiferent prin ce vom trece, să fim oameni care să iubim voia lui Dumnezeu. Și dacă Domnul vrea misiune pentru noi, noi suntem bucuroși, foarte bucuroși să fim aici. Extraordinar, da. Cred că pentru mine personal, când aud astfel de mărturii, pur și simplu mă încălzesc pe dinăuntru. Da, Domnul să binecuvânteze. Mă bucur foarte mult. Pentru cei care nu știți, poate, familia Catrinei au și doi copilași, doi copii. Și au ascultat voia lui Dumnezeu să meargă în Peru. Puteți să spuneți de ce tocmai în Peru? Și cum ați ales să mergeți în Peru?
Da? Ce v-a făcut să plecați în Peru? Asta a fost alegerea lui Dumnezeu pentru noi. Nu am ales noi, a ales Dumnezeu și ne bucurăm că a fost așa. Pentru că de-a lungul anilor, prin situații prin care am trecut sau conjuncturi, practic Dumnezeu ne-a confirmat asta, a fost alegerea Lui. A fost pe când eram adolescenți, la adunarea din Iași, Amalia s-a mutat cu familia în Iași, din Galați, mergeam împreună la aceeași adunare și a fost un invitat cineva din Brazilia, printr-o familie de la noi de la adunare și a vorbit despre a predicat și apoi la sfârșit, după ce s-a terminat adunarea, a prezentat niște diapozitive, pe vremea aia erau diapozitive cu care din Peru, locuri pe unde le-a vizitat. Și practic la întâlnirea respectivă Dumnezeu ne-a confirmat, atât mie cât și Amaliei, că El ne vrea în Peru, pentru că noi deja de câțiva ne rugam pentru că Dumnezeu a pus pe inimă lucrarea de misiune, însă nu știam unde și cum. Dar dorința noastră mare a fost să mergem într-un loc unde oamenii nu au mai auzit Evanghelia, oameni care n-au avut acces la Evanghelie, pentru că ne-am gândit că în România, prin diferite mijloace, oamenii chiar la sate au ocazia ca să audă Evanghelia. Și atunci ceea ce spunea Oswald Chambers, nu e drept ca unii să audă Evanghelia de mai multe ori și alții să nu mai audă niciodată. Și atunci, practic, asta, să zic, a stat la baza chemării noastre, dorința de a merge undeva la un trip și Dumnezeu, practic, ne-a îndreptat spre Peru. Amalia, erai și tu la acea întâlnire? Da, a fost interesant că la aceeași întâlnire eram și eu prezentă. Eu eram abia mutată din Galați în Iași și nu-l știam pe Liviu foarte mult. Doar era un băiat între ceilalți tineri, în grupul de tineret. Dar în aceeași întâlnire, în aceeași seară, Dumnezeu mi-a vorbit și mie. Eu doream să-L slujesc pe Dumnezeu cu mulți ani înainte. Și atunci am spus lui Dumnezeu, am plâns chiar și am spus, Doamne, aici sunt, dacă vrei, trimite-mă. Dacă ai ce să faci cu un om ca mine, trimite-mă. Și după asta se întâmpla la 17-18 ani. Wow. Și după abia 3 ani de zile am aflat că și Liviu, la aceeași întâlnire, a primit aceeași chemare. Deci noi n-am știut unul de altul până pe la 21 de ani, cred. Ce frumos! Ce frumos călăuzește Domnul. Da, mă bucur foarte mult să aud astfel de lucruri și cred că pentru tineri o astfel de mărturie îi încurajează să privească către Dumnezeu, să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, așa cum spuneai, da, ai plâns, Doamne, folosește-mă, da, să ne rugăm ca Dumnezeu să ridice din România mulți tineri ca și voi. Unde este Peru pe hartă? Puteți să-mi spuneți și câteva cuvinte despre situația creștinilor din Peru? Peru e o țară din America de Sud, deci pe continentul american, America de Sud, chiar sub ecuator. O țară mai mare de 5 ori ca România, ca suprafață. Populația e undeva la 31 de milioane de locuitori. O țară în general catolică, însă cu o mare diversitate lingvistică și culturală, pentru că sunt foarte, foarte multe grupuri etnice care și-au limba lor și prin urmare au și credința lor. Deci, practic, credința catolică este cea majoritară, măcar că majoritatea oamenilor sunt așa, catolici, dar doar cu numele, nu sunt practicanți. Însă tot ce ține de populația nativă a triburilor, practic ea o credință animistă, o credință în spirite, în duhuri, lumea înconjurătoare este plină de duhuri și practic omul e într-o strânsă conexie și legătură cu lumea spirituală. Se vorbește limba spaniolă ca limbă oficială, mai sunt încă alte două limbi secundare, dar considerate tot limbi oficiale, quechua și aymara și apoi iarăși grupurile etnice, fiecare cu dialectul lui. Limbii orale în general, nu știu ce altceva. Oamenii sunt calzi, sunt cel puțin vorbind de oamenii de lumea civilizată, de la oraș,
sunt calzi, sunt primitori, sunt extrovertiți, sunt emoționali, vorbesc, intră foarte ușor în vorbă cu tine pe stradă. Na, asta e caracteristica oamenilor de la oraș, în ce privește pe cei de la, din junglă și grupurile etnice sunt diferiți. Poți să ne spui, dacă știi cumva, câte triburi sau grupuri etnice există în Peru, în jungla peruană? Deci în junglă ar fi, în tot ce ține de zona de junglă, ar fi undeva la 55 de triburi, deci grupuri etnice, cu anumite variații, chiar un trib cu mai multe variații, cu mai multe dialecte, și pe lângă astea 55 care sunt în general pe partea de junglă, mai este populația Quechua, care sunt undeva la vreo 30 de grupuri de Quechua, iarăși cu variații de limbă, dar sunt undeva în zona de munte. Și o cultură diferită, o populație, inclusiv trăsăturile fizice sunt diferite. Sunt oamenii caracteristici de la zona de munte, dar ceilalți din zona de junglă, undeva la 55 de triburi. Și ca procent sau ești un număr de triburi atinse cu Evanghelia sau în care Evanghelia a pătruns, cam câte ar fi sau da. Undeva după statisticile făcute așa de mai multe misiuni, ar fi undeva în jur de 16 triburi care sunt neatinse de Evanghelie, iar dintre cele 16, 8 sunt triburi care trăiesc în izolare, grupuri foarte mici, restrânse la, eu știu, poate 100 de persoane până în 500 maxim, și trăiesc în izolare, grupuri nomade, se deplasează dintr-o zonă în alta. Acum, iarăși, conceptul de a fi atins sau neatins de Evanghelie diferă în funcție de anumite misiuni. Unii consideră dacă ai până în 2%, dacă ai credincioși, se consideră că neatinși. Dar, în general, eu vorbesc de cele 16 grupuri în care aproape că nu există prezență evanghelică, deci de credincioși sau biserici, misionari, nu au. Mulțumesc pentru informațiile astea. Cred că sunt de folos pentru cei care nu cunosc prea multe despre Peru și în mod special despre lucrarea de misiune în Peru. Dar acum, ați putea să ne spuneți puțin din lucrările sau lucrarea pe care o faceți voi și locația unde Dumnezeu v-a chemat? Noi suntem în Peru veniți din anul 2007. O perioadă, cam 4 ani de zile, am lucrat împreună cu Marcus și Adina, o altă familie de români, într-o zonă cu tribul Așeninca, cu o variantă a tribului Așeninca. După care 2 ani de zile am stat la Lima și am activat în cadrul bisericilor din Lima misiunii peruane cu care suntem aici în Peru, Segadores, lucrând mult pe partea de promovare a lucrării și să facem cunoscută lucrarea, triburile, pentru că, deși sunt oamenii de aici din Peru, e practic tot ce se întâmplă în lumea lor, în curtea lor, aș putea spune, foarte mulți sunt neinformați, nu cunosc prea multe despre triburi. Și din 2014 noi suntem într-o altă zonă, se numește Atalaya, locul unde suntem noi este un mic orășel, condițiile în care poate fi numit orășel, un mic orășel de junglă, dar este un orășel, un loc strategic, pentru că suntem înconjurați de 7 triburi în jurul orășelului unde suntem noi, adică oriunde am merge, fie că mergem pe râu cu barca, fie că mergem pe drum cu mașina sau cu motoreta, unde ar fi, întâlnim comunități sau sate din diferite triburi, numai că sunt amestecate. Sunt triburi Așaninca, e tribul Gine, este tribul Mațighenga, Nomațighenga și Pibo. Deci oriunde am merge, noi lucrăm cu Așaninca, cu tribul Așaninca, și din locul unde suntem noi, în Atalaya, ne deplasăm în satele Așaninca, fie pe râu, fie pe drum forestier, cu mijloacele de transport care sunt aici. Ne deplasăm și avem contact cu satele din tribul Așanica. Lucrarea sau teritoriul este amplu, este vast, poți să mergi și zile întregi și găsești sate din tribul Așanica, dar, cum spuneam, sunt amestecate sau intercalate satele între ele din diferite triburi.
teritoriul e vast și noi doar ce reușim să, cel mai departe ce am mers noi undeva la 4-5 ore de Atalaia pe râu, pentru că practic e imposibil să putem să avem, să ajungem la cât mai departe. Nu ăsta e scopul nostru. Da, e extraordinar. Cred că ați ales Atalaia ca un punct strategic, mă gândesc, pentru a atinge comunitățile sau satele sau triburile acestea. Da, a fost practic misiunea Segadores, misiunea peruană cu care suntem aici, cu ani în urmă a cumpărat un teren în care a fost proiectul unei baze de misiune, să ridice o bază de misiune, să aibă misionari aici și exact asta a fost ideea, fiind un loc strategic, să se poată deplasa oriunde ar fi, să poată să aibă contact cu lumea băștinașă, indigenă. Și noi acum suntem practic aici. Să înțeleg că lucrarea pe care o faceți sau la care sunteți chemați îi să plantați biserici în comunitățile astea sau, în mod specific, care e, știu, direcția sau da, lucrarea în care vă investiți sau lucrările în care vă investiți în perioada asta sau în perioada următoare? Ideea asta este ca noi să plantăm biserici, nu neapărat în mai multe comunități, cât să alegem o comunitate la fel care să fie strategică, așa Ninca, și apoi să-i ucenicizăm pe ei, să-i formăm pe ei, băștinașii, ca ei la rândul lor să meargă și să ducă Evanghelia mai departe. Dar în același timp, cumva a căzut pe umerii noștri, ceea ce spuneai tu mai la început, și o lucrare de pionerat, pentru că trebuie să facem contact cu diferite sate, diferite comunități, unde nu am mai fost, practic suntem necunoscuți, călcăm pentru prima dată în anumite sate, în ideea de a putea deschide viitoare câmpuri de lucru, poate nu atât pentru noi, cât pentru viitorii misionari sau familii de misionari care vor veni, să poată să aibă un loc, pentru că ideea după care lucrăm este ca să în anumite sate sau comunități să așezăm familii de misionari care să trăiască practic împreună cu poporul Așaninca, să le învețe limba, cultura și să facă lucrarea de misiune din interior. Nu doar așa vizite sporadice, pentru că am văzut pe termen lung că asta nu funcționează. Am înțeles. În aceste sate sau în aceste comunități se vorbește tot spaniola sau mă refer în jurul Atalaiei? Sau au dialectul sau limba lor? Vorbesc spaniola, în general, cei tineri. Copiii din satele care sunt mai aproape de civilizație, să zic așa, de oraș, au școli și studiază în limba spaniolă, ceea ce face să domine un pic mai bine spaniola. Dar în casele lor, majoritatea dintre cei din tribul Așaninca vorbesc Așaninca. La Dunărica, unde noi mergeam săptămânal, unde ne concentrăm lucrarea acum, se cântă în Așaninca, se vorbește în Așaninca și ni se traduce și nouă în spaniolă, doar pentru că suntem noi și nu știm să vorbim spaniola, dar dacă noi am vorbit Așaninca, dar dacă noi am avea fluiditate în limba Așaninca, totul s-ar face în limba Așaninca. Cei preferă limba Așaninca. Deci să înțeleg că lucrarea voastră presupune și sau implică și învățarea limbii Așaninca. Da, noi ne vrem să ne concentrăm în continuare eforturile noastre pe învățarea limbii. Am învățat deja parte din gramatică, din cum funcționează limba. Trebuie să acumulăm încă mult vocabular. Înțelegem cuvinte, înțelegem propoziții simple, dar încă nu stăpânim limba și da, trebuie să... E o necesitate. E o modalitate în care suntem și mult mai eficienți,
pentru că ei, practic, e limba inimii lor în care înțeleg mult mai bine, cel puțin dacă ne raportăm la generația adultă și cei mai în vârstă, ei foarte puțin domină limba spaniolă și atunci, vorbind limba șanica, cuvântul Domnului ar avea mai mult impact asupra lor, dar ne-ar deschide și nouă mult mai mult ușile printre ei, pentru că oricum au reținere și rezervă față de albi, față de străini, dar văzându-ne că noi practic vorbim limba lor, asta ne deschide uși în casele lor, în comunitățile lor și am avea un mare avantaj. Înțeleg. E mărturia unei surori din adunare de aici, din Atalaya. Ne-a auzit cântând în limba șaninca, într-o seară, după adunare, într-un grup micuț, am început să cântăm în limba șaninca. Ea este de mai bine de 20 de ani în orășel. Trăiește doar printre oameni care vorbesc spaniola. Și când a auzit, s-a apropiat de noi și cu lacrimi în ochi a zis, asta este limba inimii mele. Așa de mult mă pătrund cântările în limba mea. Cântați-ne, fraților. Și am mai cântat acolo împreună cu ea. Mărturiile astea pe noi ne motivează să învățăm limba. Ne străduim. Domnul să vă ajute. Încă câteva lucruri despre voi și lucrarea voastră, lucrarea pe care o faceți, la care Dumnezeu v-a chemat. Cum ați descrie viața voastră de misionari? Dacă ar fi așa pe scurt, și trei cuvinte sau câteva lucruri simple, cum ați descrie-o? Muncă, muncă și muncă. Sau muncă, rugăciune și nu te uita înapoi? Rugăciune, tot muncă. Dar Amalia, pentru tine, scuze, Liviu, pentru tine, Amalia, mi se pare că e puțin diferită perspectiva ta. Ai spus muncă, rugăciune, nu te uita înapoi, dar Liviu ca bărbat, da, el vede muncă, așa suntem noi bărbați, probabil. Da, ca și soție de misionar și ca misionară și ca mamă, cum le împarți toate lucrurile astea, ajutor potrivit, mamă, soție, misionară? Cum îți descrii viața pe lângă muncă, rugăciune și nu te uita înapoi? Nu pot să zic că am un secret sau că fac ceva mai deosebit decât oricare altă soră din România. Viața mea decurge exact la fel ca viața oricărei femei, doar că pe lângă toate activitățile zilnice intervine școala acasă, pe care mulți o experimentează în perioada asta a pandemiei, și lucrarea lui Dumnezeu, doar că e făcută la un alt colț de lume. Și în mod special, în care te implici? În ultimul an, anul trecut, Dumnezeu ne-a deschis mie și Esterei, colega noastră, Estera Naghi, uși spre femei, așa cum nu am mai avut înainte. Am format trei grupuri de casă cu femeile din Atalaya, dar ne-am concentrat pe femeile din tribul Ashaninga, care locuiesc în Atalaya, și am mai avut un grup în casa unei femei dintr-un alt trib. Mă implic în lucrarea cu copiii, mă implic în lucrarea de încurajare, de motivare, de rugăciune, în grupuri de rugăciune, cam aici. Și pregătirea de materiale. Eu am mult pe inimă lucrarea de traducere a materialelor în limba șaninca. Îmi doresc lucrul acesta și investesc tot timpul meu liber în învățarea limbii. Îmi doresc foarte mult. Cred că e ceva pus de Dumnezeu pe inima mea. Să înțeleg că lucrarea cu copiii merge tot pe aceeași linie, da? Adică copiii din Ashanika sau care au legături cu Ashanika? Okay. Și, da, copiii din comunitățile Ashanika. Și să înțeleg că materialele pe care le traduci și la care lucrezi și investești timp, energie și mai departe, sunt pentru copii sau sunt diverse?
Am pregătit multe materiale pentru copii, pentru că am avut grupuri de copii chiar de când ne-am mutat în Atalaia din 2014. Avem pregătite materiale pentru învățătorii de copii, formarea de lucrători. Am avut un grup în care împreună cu Liviu pregăteam lucrători. Și da, deocamdată nu avem materiale pentru adulți, dar ne gândim. Avem unele cărți de evanghelizare în mod cronologic foarte scurte, pe care dorim să le traducem în limba șaninca. Deocamdată le stăpânim, le cunoaștem, le avem în limba spaniolă. Am vorbit cu cineva să încercăm să le traducem, dar noi mai avem încă nevoie de fluiditate în limba șaninca. Deci e un proiect, e un proces. O întrebare. Este Biblia sau părți din Scriptură traduse sau traduse în limba șaninca? Este Noul Testament tradus de la cei de la Wycliffe. E de mulți ani, de mai mulți ani tradus și acum se lucrează intens la traducerea Vechiului Testament. Bineînțeles, e și o revizuire a Noului Testament, pentru că inclusiv șaninca are mai multe variante, deci mai multe dialecte, și oamenii sunt așa foarte, nu știu, au ei un orgoliu al lor, măcar că înțeleg dialectul unei alte zone, dacă nu e pe dialectul lor, cumva nu vor ca să citească, resping cumva traducerea respectivă sau materialul respectiv, pentru că nu e așa cum vor ei, măcar că înțeleg. Nu știu, e o chestie probabil de identificare, de orgoliu, nu? Nu știm. Dar se lucrează intens la Noul Testament, la Vechiul Testament ar mai fi puține cărți de tradus și apoi practic urmează să fie imprimate. Ne-am bucurat că deja sunt publicate pe aplicațiile de Biblia pe telefon. Sunt deja publicate primele cărți din Vechiul Testament și Psalmii. Wow. Ne-am bucurat. Pentru noi sunt... De fiecare dată când aud că Evanghelia e tradusă și e tradusă din ce în ce mai mult pe glob, pur și simplu mă bucură știind că e una unul din factorii care duc la înaintarea lucrării lui Dumnezeu în mod concret, clar, în lume. Da, ne bucurăm de lucrul ăsta. Domnul să vă întărească să folosiți Scriptura care este. Dacă suntem tot la capitolul ăsta, cărți și mai departe, citeam și pentru cei care ne urmăresc, vreau să încurajez să știți că scrisorile de informare ale toate scrisorile misionarilor, da, care sunt prin agenția Kairos și nu numai, dar da, sunt pe site-ul agenției Kairos, agenția kairos.ro, și le puteți urmări acolo. Într-una din scrisori, Liviu scria de faptul că a fost o perioadă când s-au mutat, când au ajuns în Lima, au citit și au dorit să citească cărți și să studieze. Liviu, poți să ne spui puțin ce te motivează să citești? De ce crezi că pentru misionar e important să citești? Să citească și poate sunt ceva titluri, cărți pe care le-ai recomandat. Pentru mine citit a fost totdeauna o delectare, a fost o plăcere. Sunt omul care devorează cărțile și mă bucur. Importanța cărților, nici nu știu dacă pot eu să o exprim în cuvinte, mă gândesc că, eu știu, poate e de la sine înțeles. Pentru mine cărțile sunt de o valoare inestimabilă, pentru că practic multe din ele sunt răspunsuri la frământările mele sau mele, ale noastre ca familie, pentru că citim împreună mult. Sunt lucruri cu care alții deja s-au lovit înaintea mea și atunci de ce să mă mai lovesc eu de ele când deja pot învăța din experiența altora? Mă îmbogățesc și ne îmbogățesc duhovnicește, spiritual, sufletește. Deci beneficiul cărților este enorm. E foarte important pentru misionar ca niciodată să nu se mulțumească cu nivelul la care a ajuns. Pentru că, cel puțin, de exemplu, în cazul nostru, nu avem foarte mult acces
la, de exemplu, stând în junglă, nu avem neapărat foarte mult acces nici la, eu știu, poate la internet sau alte materiale, sau să mergem la anumite, să asistăm sau să participăm la anumite cursuri. Suntem aici în junglă cam întreaga perioada anului, undeva de prin martie până în decembrie, și mereu simțim nevoia de a progresa, de a ne îmbunătăți cunoștințele, de a ne îmbunătăți, nu știu, metodele de lucru sau eficacitatea, de a fi mai eficienți. Și atunci căutăm să ne îmbogățim, căutăm să ne, cum să zic, automotivăm și să fim autodidacți în tot ce putem. Avem legătură cu cei de la New Tribes, misiunea New Tribes, care e o misiune recunoscută la nivel mondial și care e strict dedicată lucrării tribale și au foarte multe materiale. Colaborăm cu ei prin mai mulți misionari pe care Dumnezeu ne-a scos în cale și luăm cursuri, materiale de la ei. Deci e foarte, foarte important să nu stagnăm, pentru că trebuie să creștem, cum se spunea despre Domnul Iisus, creșteam în cunoștință și statură și pricepere și era tot mai plăcut înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Eu cred că este foarte important. Acum, în ce privește cărțile pe care le citim noi, în afară de ceea ce țin cărți strict de misiune, ce țin de lucrarea noastră tribală și plantare de biserici între triburi și o limbă, o cultură nouă, citim foarte multe cărți care au de a face cu câteva subiecte care sunt fierbinți pentru noi, subiecte precum trezirea, subiecte precum umplerea cu Duhul Sfânt, și, bineînțeles, rugăciunea. Deci astea cumva sunt trei teme, trei subiecte pe care ne interesează și majoritatea cărților pe care le avem sau pe care le-am cumpărat în ultima vreme au de-a face cu asta. Ne place foarte mult să citim Andrew Murray, vorbește foarte mult, el practic a fost și misionar în Africa de Sud, el vorbește foarte mult de rugăciune, îl citim pe Tozer, care vorbește foarte mult de plinătate, de cunoașterea lui Dumnezeu. Leonard Ravenhill are De ce întârzie trezirea sau Rugăciunea pentru trezire. Torrey, îl citim pe Torrey, iarăși, care a fost un colaborator de-a lui Moody. Martin Lloyd-Jones, mai actual John Piper, David Wilkerson, cam... Iarăși avem o carte foarte prețioasă pe care fratele Doru Popa ne-a recomandat-o cu ceva ani în urmă la o întâlnire de-a noastră, Creștinul în armură completă, scrisă de William Garnell, este un puritan, cred, undeva prin 1600 a fost scrisă, și cartea pe care Leonard Ravenhill i-a recomandat-o lui David Wilkerson într-o perioadă în care el a stagnat ca lucrare, când se simțea gol pe dinăuntru și chiar spunea el că și-a pierdut ungerea, n-a mai avut plinătatea. Și atunci Leonard Ravenhill a recomandat cartea asta, e o carte de vreo 1000 de pagini, e groasă, dar o carte foarte prețioasă pentru noi. Și citim, ascultăm audio, tot ce putem și totdeauna suntem recunoscători Domnului pentru cărțile astea, pentru că ne îmbogățesc pe noi. Și cel puțin în contextul în care suntem, când nu putem neapărat foarte ușor să accesăm, eu știu, o carte pe internet, tehnologie, le avem descărcate, eu știu, în format electronic sau cele pe care le avem cumpărate, le adunăm în biblioteca noastră și citim, pentru că avem nevoie să creștem. Mă bucur să aud asta, Liviu, și trebuie neapărat să mai avem o discuție în viitor despre cele trei subiecte pe care le-am amintit, măcar despre unul, cel puțin măcar despre unul, rugăciune sau trezire sau umplerea cu Duhul Sfânt, trebuie neapărat să avem, să ne gândim, ne rugăm și dacă Domnul va îngădui, m-aș bucura să avem o discuție, da, pe una din aceste teme. Vreau să încurajez pe cei care ne urmăresc, dacă îi cunoașteți pe Liviu și Amalia Catrinei, dacă cunoașteți lucrarea sau chiar dacă nu cunoașteți și vreți să transmiteți un mesaj de încurajare, de motivare sau chiar o întrebare, vă rugăm să le lăsați în comentarii și noi le vom transmite mai departe. Cu toții am trecut, încă n-am trecut în totalitate de perioada de pandemie și pandemia a afectat nu doar economia, nu doar Europa, nu doar America de Nord, a afectat și America de Sud,
a afectat și Peru și bănuiesc că a afectat și chiar triburile acelea din jungla peruană. Familia Catrini, dragă familia Catrini, ce a semnat începerea pandemiei în Atalaia? Pentru că în Atalaia erați când a început pandemia. Cred că, eu știu, sunt anumite chestii generale pentru care sunt valabile pentru toate țările care trec prin situația aceasta cu paralizarea activităților la noi aici, inclusiv transportul public. În Atalaia putem ieși doar de la 6, de la 5 dimineața până la 12 la amiază, să doar facem un membru din familie, să facem cumpărături, în general lucrurile alimentare, și apoi nu se mai poate circula. De obicei sâmbăta și duminica deloc, nu se mai circulă, cu anumite excepții sau doar așa pe jos, dar nu cu mijloc de transport. Inclusiv satele și comunitățile tribale și-au luat măsuri de precauție în ce privește, de exemplu, pe cei din tribul Așaninca. Doar ziua de luni pot intra și pot ieși, până la 12 la amiază li se dă posibilitatea să poată călători până în punctul cel mai apropiat dacă au nevoie să-și cumpere ceva, dar în rest, de-a lungul săptămânii, nu au voie să părăsească satul, comunitatea, doar cu anumite, eu știu, excepții sau când e vorba de anumite urgențe. Practic au blocat drumul, au pus un trunchi de copac, au dărâmat, l-au pus și e cineva acolo permanent de pază și nu dau voie ca să se circule. Și nici nu poate merge nimeni la ei. Deci nu doar că nu pot ieși ei, nici noi nu putem merge. Da, la noi situația... Scuze. Să înțeleg că la voi încă continuă situația asta de izolare sau de restricții. Da, și este tot mai rău să Peru, avem câte 4-5 mii de cazuri de coronavirus pe zi. Starea de urgență au prelungit-o până pe 30 iunie, deci noi practic deci mai avem încă o lună și apoi abia puțin cel puțin guvernul a spus că de pe la sfârșitul lui iulie, începutul lui august vor permite, practic se deschide transportul public, deși încă noi stăm destul de... Aici s-au luat măsuri drastice încă de la început, având în vedere că vorbim de triburi, vorbim de băștinași, oameni care nu au nicio educație ca cei de la oraș, nu au nicio igienă, deci situația, condițiile lor sunt mult mai precare și atunci s-au luat măsuri extreme încă de la început în ideea de a proteja, cel puțin la noi aici în Atalaia, iarăși nu se pot face teste, nu ai unde, trebuie, practic evacuează pe cei în altă parte, lucrurile sunt destul de limitate și asta e un motiv în plus ca practic în perioada aceasta să se prelungească. Acum, ceea ce ne afectează pe noi ca lucrare, tocmai ceea ce spuneam, nu ne mai putem deplasa nici pe râu, nici terestru, pentru că sunt limitările astea, nu funcționează, deci nu putem să vorbim nici pe Zoom, să facem programe de adunare, pentru că cei din comunități nu au internet. Vă dați seama, în unele care sunt mai aproape de oraș, mai intră semnal de telefon, dar nici atunci. Și cu cei cu care reușim așa să vorbim la... Chiar ei ne mai sună, mai urcă undeva pe un deal unde au semnal de telefon și ne sună și practic în felul acesta căutăm să îi încurajăm, să îi motivăm. Comunitatea care unde mergeam noi practic săptămânal și unde este o mică adunare așa încă de care ne ocupăm, ei continuă să se întâlnească pentru că practic sunt puține așa ca adunare și mai mulți sunt familii. Între ei se întâlnesc ca adunare și practic pentru noi asta a fost o bucurie extrem de mare că vedem practic roadele a ceea ce s-a semănat în timp și o vedem ca pe o victorie a lui Hristos asupra celui rău și practic ne bucură. Chiar dacă ei doar se întâlnesc, cântă ceva și se roagă, pentru noi este un pas mare, un pas înainte
lucrul acesta. Deci în privința asta ne afecta că nu ne putem deplasa la ei. În schimb, Dumnezeu ne-a reorientat spre a lupta mai mult în partea din umbră, pe genunchi, să ne rugăm și să cerem lui Dumnezeu să deschidă uși și sau după ce se ridică toată starea aceasta de urgență și putem din nou să călătorim, practic, asta să fie o pregătire a terenului pentru ceea ce va urma, pentru următorul seceriș sau semănatul seceriș. Vreau să întreb, și în România, dar și în întreaga lume, oamenii au încercat să dea acestei pandemii doar o conotație strict umană și să vadă lucrurile doar strict uman, adică neafectat, dar pandemia separată de, eu știu, de Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu. Cum e simțită pandemia în Peru? Cum se raportează oamenii din triburi la o astfel de, eu știu, de molimă? Cum privesc ei lucrul ăsta? Cert este că ei nu au cunoștința despre Dumnezeu, practic, sau conceptul despre Dumnezeu pe care îl avem noi. Nu cred că ei ar relaționa, de exemplu, știu, pandemia cu, poate cu o judecată a lui Dumnezeu sau cu o intervenție a lui Dumnezeu ca să întoarcă Dumnezeu inima oamenilor spre El, pentru că ei practic nu cred în Dumnezeu. Cei din junglă sunt animiști. Deci vorbim acum de triburi. La început au tratat-o superficial. Deci la început au tratat-o superficial ca pe o ceva cumva că nu e atât de grav, dar când au început să fie afectați unii dintre ei și au văzut că practic chiar au murit, atunci și-au dat seama că este ceva serios. Chiar avem mărturia unui prieten de-al nostru, credincios, Micael, care la început când vorbeam cu el spunea: ce, frate Liviu, tu chiar crezi că o să ajungă aici sau chiar e așa de grav? Noi nu ne temem de lucrul ăsta. Chiar el ne spunea când s-au dat aici restricții să nu ne mai întâlnim ca adunare, el spunea: nu, asta e doar pentru lași, noi nu suntem lași, noi trebuie să ne strângem, să ne întâlnim. Și am spus: suntem datori să respectăm regulile care sunt. Și a tratat-o superficial. Are două fete în Lima, una din ele a plecat să studieze în Lima și o altă a plecat ca să o viziteze pe sora ei acolo în Lima și trebuia să se întoarcă înapoi. Practic a făcut tot aranjamentul ca să se întoarcă înapoi în Atalaia pe perioada asta, numai că teoretic nu știm dacă este veridic sau nu, a fost descoperită cu coronavirus. Și atunci fata lui n-a mai putut să mai călătorească, să mai vină în Atalaia, a rămas acolo în Lima. Practic a ajuns la autocarul care trebuia să o aducă aici, guvernul a dat posibilitatea asta cumva să se repatrieze pe cei din zone îndepărtate și teoretic i-au luat temperatura și a zis că e cu coronavirus și atunci practic l-am văzut pe Micael, un om la 40 și ceva de ani, practic s-a frânt, vorbeam cu el la telefon și plângea și acum am văzut când a fost vorba de familia lui, că a fost afectată familia lui, practic nu a mai putut să mai spună nimic. Și a zis că doar datoria ca să se agațe de Dumnezeu, i-a trimis inclusiv fetei lui niște versete, referințe pe care să le citească și să se agațe de Dumnezeu. Printre ele a fost chiar Psalmul 23, că Domnul e păstorul meu. Și în modul ăsta acum practic văd că este ceva serios. Cei care au cunoștință despre Dumnezeu, deci vorbim de cei care sunt credincioși, pot să se gândească și chiar vorbim cu ei, ei ne spun asta, că noi suntem prea păcătoși și uite, Dumnezeu ne mai atenționează și putem vedea în ei că, practic, eu cred că au o atitudine corectă față de pandemie, cel puțin îi determină să-și analizeze viața și să se raporteze altfel la Dumnezeu. Ceilalți care nu-L cunosc pe Dumnezeu, e clar că sunt privați de cercetarea asta interioară pentru că nu au cum să facă legătura cu Dumnezeu și... Asta e partea tristă. Da. Ne rugăm ca Dumnezeu să aducă vremuri în care din nou biserica să se poată reîntâlni chiar și în Peru și da, lucrarea la care ați fost chemați acolo să continue. Și, dar cred că și în perioada asta, da, nu doar voi, dar și noi, suntem provocați. Avem tot felul de provocări. Pavel spunea la un moment dat, din afară
lupte dinăuntru, temeri. Care sunt, Amalia, nu știu, provocările tale? Care sunt luptele tale? Dacă poți să ne spui ceva în perioada asta. Aș putea să vă zic ceva personal. Niște lupte interioare. Înainte să ne întoarcem în junglă, în martie, Liviu a venit cu camioneta, eu am venit cu avionul, cu Estera și copii, din cauza șoselei foarte, drumului foarte accidentat. Era prima dată când intrau cu camioneta pe drumul ăsta și au mers doar ei. Și eu am venit cu avioneta. Când eram deasupra junglei, citeam o carte a lui Leonard Ravenhill și Dumnezeu mi-a vorbit într-un mod deosebit și mi-a spus că vrea să mă cheme la o lucrare deosebită anul care îmi stă în față. Nu știam nimic despre ce va veni. În Peru nu știam că a ajuns coronavirus, nici nu mi-am închipuit că va fi. Și lucrarea deosebită la care m-a chemat Dumnezeu era să devin, să-l slujesc pe el așa cum îl slujea Ana și Simeon, Ana, cu post și rugăciune. Am fost foarte încurajată, am fost convinsă că e vocea lui Dumnezeu cea care îmi vorbește și am început să-l caut de vreme dimineața pe Dumnezeu, mai devreme ca de obicei, cu mult elan și cu mult avânt. Dumnezeu mi-a vorbit și m-a încurajat și m-a crescut foarte mult în perioada aceea, în luna martie. După care, prin multe circumstanțe ale vieții de aici, fără să-mi dau seama, am ajuns în descurajare. Pentru că mi-am spus, nici măcar nu am știut că sunt descurajată. Când a început să înflorească coronavirus și să se întindă tot mai mult în Peru, să ne se închidă ușile, înăuntrul meu a venit o descurajare foarte mare pe care n-am știut că o port. Gândindu-mă, Doamne, mi-ai spus că mă chem la o lucrare specială, la rugăciune și mi-a închis toate ușile. Mă gândeam că se va împlini ceea ce spune toată lumea în cărțile de rugăciune. Rugăciunea schimbă lucrurile, mută munții și nouă ni se închid toate porțile. S-a extins la nivel mondial și în luna trecută, la începutul lunii, când am trecut prin infecția asta puternică de măsia și o otită puternică, o boală care m-a ținut 2 săptămâni, Dumnezeu mi-a arătat, de fapt, descurajarea în care eram cufundată și m-a înălțat deasupra ei din nou. Asta este una dintre cele mai mari lupte ale mele. Să rămân concentrată pe scopul pentru care sunt aici, să rămân focalizată pe viziunea pe care Dumnezeu mi-a dat-o și orice ar fi în jurul meu, eu să nu-mi iau ochii de la Hristos. În ultimii ani am început să conștientizăm mai mult ca înainte că eforturile noastre umane nu fac prea mult în lucrare. Și că lucrarea noastră, asta este una dintre caracteristicile lucrării noastre. Singura șansă de a avea rezultate și roadă este să înaintăm pe genunchi. Și am început să ne luăm ochii de la activism și activități și strategii și să-L punem pe Hristos, să rămânem în El ca să aducem roadă. Asta este cea mai mare luptă a mea, cea mai mare provocare a mea în rolul de mamă, de soție, de lucrător pe care l-am. Și asta pot să zic că este un motiv de rugăciune pe care aș vrea să-l las celor care ne ascultă. Când vă rugați, poate mai mult ca orice, rugați-vă să rămânem cu ochii la Hristos și să rămânem focalizați pe chemarea pe care am primit-o. Foarte frumos. Liviu, sunt frământări, sunt lupte, sau știu, provocări exterioare, interioare, în perioada asta?
Sunt, mă identific cu ceea ce, ce spune Amalia, nu atâta descurajarea cât lupta asta a permanentei dependențe de, de Hristos. Nu că vreau să fiu independent, ci că ne dorim ca familie mereu să, să fim sensibili la glasul, la vocea Domnului și să alegem între ceea ce trebuie să facem și ceea ce nu trebuie să facem. Pentru că nevoi sunt multe, solicitări sunt multe, am putea face multe activități, însă nu vrem să ne umplem viața și timpul cu activități, ci practic nimic să nu ne ia profunzimea timpului și relației cu Dumnezeu și a, și a călăuzirii blânde și liniștite a lui Dumnezeu, să practic, să, cum spune în Efeseni 2 cu 10, să umblăm în faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte. Nu în alea pe care mi le pregătesc eu, nu în alea pe care le gândesc eu, ci în ceea ce pregătește Dumnezeu. Învăț să nu depind de o strategie, de o metodologie, ci să depind de puterea Duhului și așa cum spune în Zaharia că lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul Oștirilor. Ăsta e un verset care mi-e tare drag, pentru că îmi dau seama că nu ține de înțelepciune, de strategie. Sunt bune toate astea, trebuiesc, însă practic e Duhul Domnului cel care face lucrarea. Asta așa ca o provocare interioară care rămâne pentru, pentru mine. Provocări exterioare sunt încă barierele astea, poate de limbă, de cultură, că suntem diferiți, oamenii au concepte diferite despre noi, unii ori vor să profite, alții ori se tem de noi datorită legendelor pe care le au în ce ne privește pe noi albii. Rămâne provocarea lipsei de lucrători, am vrea să vedem mai mulți lucrători pentru că ne copleșește nevoia care e aici, satele și sutele de sate care nu mai au adunări, dacă cândva unele dintre ele au avut adunări, acum nu mai au adunări, practic bătrânii care au mai fost, acum nu mai sunt și practic astea sunt provocări mari și mereu ne rugăm ca Domnul să scoată lucrători la secerișul lui, să se unească, să vină alte familii. Suntem binecuvântați să-i avem pe Jolti și Estera ca echipa noastră, mai suntem aici la baza de misiune cu încă o familie de peruani, deci suntem trei familii, ceilalți colegi ai noștri ne invidiază și spun, măcar voi sunteți împreună, puteți face adunare, puteți face multe împreună, noi suntem singuri închiși în casă. Din punctul ăsta de vedere, o mare binecuvântare pentru noi, însă provocarea lucrătorilor rămâne și cred că va rămâne până vine Domnul Iisus, că ăsta e seceriu și mari lucrători sunt puțini, asta o spune Biblia. Mă bucur foarte mult să văd că sunteți una ca familie în privința, știu, frământărilor interioare. Cred că e foarte important ca familie de misionari, da, care sunteți așa departe de cei dragi, de adunarea de aici, să fiți una. Da, mă bucur să văd frumusețea asta a unității în voi. Și ne rugăm pentru provocările pe care le aveți acolo. Da, îmi dau seama că nu sunt lucruri simple și bătălia pe care o avem de dus nu e simplă, nu e împotriva cărnii și sângelui, ci a duhurilor, răutății din locurile cerești și, așa cum spuneați, trebuie câștigată pe genunchi. Vrem să ne apropiem de încheierea acestei discuții. Multe, multe lucruri aș vrea să mai discutăm, dar probabil cu ajutorul Domnului vor fi și alte ocazii. Așa cum spuneați și voi, sunteți în Atalaia, ați început acest centru de misiune, da? Așa se numește, centru de misiune, să înțeleg? Da, baza de misiune. Baza de misiune, da. Și pentru cei care ne ascultă și ne urmăresc, știți că da, Liviu cu Jolti, familiile lor au fost implicați în construcția acestei baze de misiune și cu ajutorul Domnului, și dăm slavă lui Dumnezeu că s-au putut muta acolo. Și ne bucurăm că mutându-se acolo, Dumnezeu începe să lucreze cu ei, chiar dacă i-a pus acum pe pauză puțin cu pandemia asta. Dar vreau să se las pe ei să spună puțin despre ultimele proiecte la care și dumneavoastră și noi am luat parte, da?
sub o formă sau alta, proiectul cu fântâna, proiectul pâine și pește pentru 5.000. Frate Liviu sau Amalia? Noi suntem încurajați de faptul că cei din România și nu numai sunt lângă noi, sunt lângă agenția Cairo, sunt lângă misionari, dau din ceea ce au primit din partea lui Dumnezeu pentru proiectele care sunt. Proiectul cu fântâna a rămas în standby, l-aveam programat pentru luna iunie. Cu o echipă am reușit până la urmă cumva să concretizăm cu un misionar american care vine undeva într-o zonă din nord, aici în Peru. El face și campanii medicale și a rămas ca să ne trimite echipa lui cu utilaje, cu tot, ca să ne ajute la fântână. Am strâns banii, mulțumim Domnului, s-a completat suma pe care am lansat-o pentru fântână, numai că acum așteptăm ca Dumnezeu efectiv să deschidă ușile pentru asta, cel puțin la noi, la nivel de Peru, zborurile internaționale se vor deschide abia în octombrie, așa că nu știm în ce măsură vom mai putea să mai facem anul ăsta fântâna, pentru că deja începând cu noiembrie vine sezonul ploios și e o perioadă în care nu mai e indicat ca să putem să construim fântâna și acum practic trebuie să reluăm discuția cu echipa care era programată ca să ne ajute. Dar și aici vedem mâna lui Dumnezeu, că Dumnezeu cu înțelepciune le controlează pe toate. Mulțumim pentru celor care s-au implicat pentru proiectul cu pâine și pește pentru 5.000. Astăzi am fost cu Jolt în oraș la cumpărături, am primit bani din tot ce ați donat dumneavoastră la Cairo pentru încă 100 de familii și am reușit să cumpărăm. Zilele astea încercăm să vedem cum reușim ca să le putem distribui, atât pentru persoane care sunt aici în Atalaia, cât și pentru persoane care sunt în comunități. Și practic n-avem cuvinte de mulțumire, ne simțim binecuvântați de Dumnezeu, având oameni în spatele nostru, în spatele lucrării de misiune, gata ca să simtă cu cei care sunt în nevoie de orice fel. Aș vrea să completez aici ceva legat de acest proiect. Situația în Peru este foarte grea și dărnicia dumneavoastră a fost... este de o mare binecuvântare pentru cei de aici. Nu știu cât este mediatizată în România situația din Peru, dar aproximativ 70% dintre cei care lucrează în Peru au lucrat la negru. Din martie s-a interzis lucru și din martie oamenii nu mai lucrează, decât cei care au magazine, spitalele și cam atât. Și în rapoartele care apar la știri aici în Peru, oamenii disperați spun: nu vom muri de coronavirus, ci vom muri de foame. Foarte mulți au plecat pe jos sute de kilometri ca să, împreună cu copilașii lor, ca să ajungă undeva unde să găsească un teren pe care să lucreze și să poată planta ceva. Cei din comunitățile Așanica, de bine de rău, au pește și au iuca, au fructele din junglă pe care le pot mânca, dar cei de la orașe, noi ne gândim la cei din orășelul Atalaia, sunt în situații foarte grele.